Centrul de Limbă și Cultură Poloneză a împlinit 3 ani de existență. Inițiativa înființării unui astfel de centru la Craiova a aparținut Facultății de Litere din cadrul Universității din Craiova pentru a promova limba, cultura și civilizația poloneză și de a încuraja schimburile culturale și lingvistice ale limbilor străine. Centrul de Limbă și Cultură Poloneză este dotat cu 200 de volume despre istoria, civilizația și cultura poloneză. Este o zi importantă, este a treia aniversare acestui centru. Ne bucurăm să avem o asemenea personalitate printre noi, mai cu seamă că anul trecut de Ziua Poloniei a fost în vizită chiar ambasadorul. Sunt niște oameni deosebiți, ne bucurăm să putem să asigurăm toate condițiile pentru desfășurarea în bune condiții activității în cadrul acestui centru și sperăm de acum încolo la o cât mai bună colaborare și la asigurarea unor condiții chiar mai bune decât cele de până acum. 40 de instituții de învățământ superior din România au încheiat acorduri bilaterale cu universități din Polonia, iar Centrul de Limbă și Cultură Poloneză deschis la Craiova este al patrulea din țară de acest gen. Nauka języka polskiego jest prowadzona w kilku miejscach i Uniwersytet w Krajowej należy do kilku najważniejszych uniwersytetów, które posiadają lektorat języka polskiego. Studenții pot învăța limba română în România la mai multe universități, dar Craiova este unul dintre cele mai importante locuri care dă această posibilitate studenților. Liczymy na to, że dalej centrum będzie existowało i uczyło studentów języka polskiego, co jak sądzę jest dużym atutem w znalezieniu pracy i również dalszym edukowaniu się, czy to w Polsce, czy w Rumunii. Sperăm că acest centru va exista în continuare și studenții vor putea beneficia de aceste cursuri pentru că ele vor fi foarte bune pentru viitorul lor, deoarece ar putea să găsesc locuri de muncă în Polonia. Corocznie prowadzimy nabór dla studentów rumuńskich znających Polski na staże parlamentarne, co daje możliwość uczestniczenia w pracach Centrum Decyzyjnego w Polsce, Polskiego Parlamentu. În fiecare an oferim pentru studenții care învață limba polone stagii de 3 luni la Parlamentul Polonez. 20 de studenți vin săptămânal la Centrul de Limbă și Cultură Poloneză pentru a învăța această limbă. Ieri, ministrul consilier de la Ambasada Poloniei a înmânat 11 certificate de absolvire tuturor celor care au învățat limba polonă. Doamna Elena Ramon-Olteanu. Consider că dacă înveți o limbă, mereu îți va aduce bine oriunde te afla și vreau, nu știu, ca traducător, poate cumva să-mi folosească sau, nu știu, o folosesc eu cumva. Principalul să înțeleg când cineva vorbește cu mine în poloneză și să pot să mă exprim asta. Limba polonă este vorbită de majoritatea locuitorilor din Polonia, iar după Rusia și Ucraina este cea mai vorbită limbă slavă.